Sperăm că o să fie o ședință productivă, pentru care dăm cuvântul domnului președintele ședință. Bună ziua! Prima dată vă rog să vă dați telefonul pe silențios, ca să nu mai avem situații neplăcute, și apoi încep. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Mănăstirea Crașnicița, ordinară din data de 29 octombrie 2022, începând cu toată de ora 16:30. Primarul Comunei Mănăstirea Crașnicița, județul Bacău, general Diana Enache, având în vedere prevederile de articolul 34, aliniatul 3, litera A, aliniatul 5, 57/2019, privind codul administrativ, dispune: se convoacă Consiliul Local Comunală ședința de îndată, ședința ordinară, din data de 27 octombrie 2022, la ore 16:30, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Crașnicița, în următoarea ordine zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Crașnicița. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de cantități de lemn de lucru școlii gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Crașnicița. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii prin instanție a serviciului de sfera câinilor fără stăpân din comuna noastră. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Crașnicița, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul metru lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în notarea proprie. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor de interes local Castres. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de ședință, sunt 8 diverse. Doamna Zumar? Supunem la vot ordinea de zi. Este pentru? Împotrivă? Abține? Eu am de completat. Ați primit deja pe e-mail încă 4 puncte care sunt absolut urgente. S-a publicat în monitor oficial sumele care urmează să le primim ca venituri pe primărie, pentru care proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Crașnicița. Ați refăcut și ați prins inclusiv sumele. Perfect. Următorul punct era, stați că citeam de dată. Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului amenajare spațiu de joacă pentru copii în Comuna Mănăstirea Crașnicița. Ați primit toate documentele, presupun că le-ați studiat. Punctul 2. Aici mai aveam de la punctul 1. Vreau să vă spun că deja linia de finanțare s-a deschis. Trebuie neapărat să aprobăm ca să putem depune proiectul. La punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Mănăstirea Crașnicița. Aici o să ne prezinte doamna director. La punctul 3. Proiectul de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor articolului 265 de legea numărul 207/2015, privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Aici avem o hotărâre judecătorească pentru societate. Suntem nevoiți să dăm acest regulament pentru a putea interveni în baza de date a primăriei. O să vă prezint la momentul potrivit. La punctul 4. La punctul 4 asta îl introducem astăzi, deoarece ieri am fost la Ministerul Dezvoltării, mai avem de făcut niște clarificări pe apă, vi le voi explica, este vorba de proiectul de apă. Avem din nou platforma deschisă cât să ne putem introduce aceste clarificări, că sunt mai multe, dar noi acum trebuie să aprobăm studiul de fezabilitate actualizat al indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Crașnicița, sursa de apă de suprafață, adopțiune și extracție de tratare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Nu s-a modificat nimic, au intervenit. Deci sumele sunt aceleași.
valoarea totală a devizului general, valoarea pe care am primit-o de la bugetul de stat și valoarea pe care noi am aprobat-o prin bugetul local. De intervenit am intervenit în structura devizului dintr-o eroare a proiectantului. Practic a fost acolo. Și nu numai o singură eroare, inclusiv anexa 2.2a, care pregătește tot proiectantul, nu a fost împrumită așa cum ar fi trebuit. Astăzi, dimineața, am fost la Bacău, am stat cu proiectantul până... Nu m-am împit, lăsați-le Dumnezeului de urmă. Am intervenit asupra acestor documente, așa că vă cer astăzi să aprobați introducerea pe ordinea de zi, inclusiv pentru proiectul de apă. Și la punctul 5 avem o ordine de ultimă oră. Domnul Gheorghiță Nicolae și-a dat demisia din funcția de consilier local. Vă rog să luați act de această demisie. Astea sunt următoarele puncte care sunt introduse. Spunem la vot cine este pentru. Împotriva abținerii. Trecem la punctul 1. Domnul nostru Sfântul, e un proces verbal. Da, să spune, da, am spus la aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară. Este pentru? Împotriva abținerii. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Mesterea Cașa. Când ați văzut aici, la articolul 1, rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 249.000 de lei, aceste cheltuieli au fost făcute cu recensământ. Deci sunt cheltuielile de la recensământ, prin care au fost plătiți recenzori. Asta ar fi o primă... da. 47.000. Și 202 ce s-au ținut? Iar 202.000 lei am primit prin monitor. Ați făcut-o la monitor. Trebuiau făcute separat. Deci 47.000 de lei au fost cheltuieli cu recensământul. Da. 202.000. Deci, avem așa. Deci avem o hotărâre de guvern. 1306 din 26-10-2023 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022 pentru unele unități administrative, prin care se suplimentează bugetul comunei Mărăstrea Cașin și cu suma de 202.000 lei. Și mai avem primiți HG 1156 din 21-9-2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru implementarea bugetelor locale din ordonanța Guvernului numărul 19 pe 2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. Aici sunt banii pentru recensământ. La HG-ul ăsta sunt banii la recensământ, la al doilea e pentru comună. Deci, în total, sunt 249.000 de lei care s-au introdus ca cheltuieli, odată cheltuieli materiale. 47.000 de lei, asta a fost pentru recenzori, asistența socială 20.000 de lei și pe cheltuieli materiale 182.000 de lei. Vă rog să puneți la vot. Punem la vot este pentru. Împotrivă. Abțineri. Amintate în primit. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării catedrei de lucru Școlii Gimnaziale Regina Maria de Cașa. Domnul primar. Doamna directoare de la școală, prezentă și în Consiliul Local, ne-a făcut o cerere prin care solicita construcția magaziei de lemne de la școala gimnazială numărul 2. Aveți acolo un referat necesar. Noi, dacă vă aduceți aminte, noi am aprobat pentru primărie acel lemn care a zis ceva mai fi. L-am dat în lucru la
omul nostru de bine, domnul Priscoviță, în așa fel încât școala să primească toate aceste materiale. E vorba de magazin de lemne. Urmează să o construim în așa fel încât ceea ce există acum ca și magazin de lemne va trebui să dispară, pentru că în primăvară vom avea șantier pentru sala de sport. Trebuie să pregătim în așa fel încât zona aceea să fie liberă pentru constructor. Vor veni să preia amplasamentul, vrem să facem culoarul în așa fel încât să dumnealor să nu îi împiedicăm în lucrări. Noi, prin acest referat, ne scadem pentru noi, ca și primărie, să ne scadem de acest lemn. Că nu este o cantitate chiar de neglijat, dacă ați văzut acolo. Deci să putem să ne scadem și noi din potabilitate. Aprobați? Punem la vot cine este pentru. Împotriva, obținem punctul 3. Da, da. Și pentru... Exact. Aia este necesară. Știu repararea unor bănci. Alea sunt niște șipi care pentru niște bănci. Cantitatea este aici. Dar asta discutăm pe urmă. Da. Asta e cantitatea mai mare de lemn care e necesară. Pentru niște bărbuți, nu se pune și o mie. Aprobăm? Da. Asta aprobăm. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea acestui lucru în licitația serviciului de gestoare a cărilor fără stăpân în comuna Mănăstirea Cașin. Deci dacă ați văzut, avem un studiu de oportunitate. Suntem obligați cu legislația asta și ați văzut... eu tot susțin că la țară câinii ar trebui să stea în curții oamenilor. Așa au fost întotdeauna, nu pe drum. Din păcate, încă mai găsim câini pe drum, lăsați fără, sau aduși. Mă face să cred că acești câini sunt aduși, da. Probabil că alte localități gândesc că noi chiar o să reușim să luăm toți câinii aia în curs. Nu reușim. Dar suntem obligați și de legislație să facem acest... Să înființăm un serviciu, ca apoi să-l dăm... spre concesionare prin licitație. Și tot ce în spate care au fost urcate sunt studiul de oportunitate, regulamentul de funcționare a serviciului caitul de sarcini, modelul de contract. Asta care... e o finanțare europeană? Nu, nu. Dar ne obligă legea. Trebuie să dăm prin nouă ce? Local. Să... E o antologie local. Da. Suntem obligați. Și unde să fie spațiul ăla, unde să faci? Noi vrem să-l concesionăm. Da, dar ei n-au decât să-și facă ei în spațiu. Și să ducă unde au ei spațiu, nu la noi. Anul comune, la noi. Externalizat. Externalizează. Păi, înființăm serviciul pentru externalizare. Dar cu costul primării. Dar n-avem un control. Ne obligă legislația. Dar chiar este necesar lucrul acesta. Vreau să spun că la școala 2, curtea este plină de câini și chiar ne este teamă pentru copii. Știm și oamenii de serviciu. Este obligatorul la fiecare comună să fie obligatorul, sau datamează. Care e ordonanță, care e obligatoriu. Nu, e mult stă aici. Obligatoriu, neobligatoriu, trebuie rezolvată problema. Noi am mai încercat odată să rezolvăm anul trecut sau nu știu, acum vreo 2 ani. Nu ai ce să faci ei, pur și simplu. Abia funcționează la unul. Abia. Legea? Da, da. Ordonanță de urgență 155/2001. Aici o să suporte bugetul local. La cât e bugetul? Vă dați seama că nu. Nu. Și ce să fac? Luăm amenzi? Plătim amenzi. Avem de dat. Avem de dat. Știți că cel mai ușor e de opoziție? Deci anul trecut am scăpat de amendă că am spus că ne vom ocupa. Deci anul ăsta trebuie să ne ocupăm că n-avem un control. Și acum se cere contractele încheiate, ONG-urile cu care colaborăm, măcar de marăm pe ce trebuie vaccinați. Și toată ziua ne cheamă oamenii, hai să vedeți câine. Dar eu ce să le fac la câini? Spuneți-mi. Sincer, înainte de ședință de asta, mă întârziat, m-a sunat cineva, a fost omorât un câine pe stradă, s-a dus în șanț și ea nu poate să-l ia să trimite pe cineva de la primărie, cu un câine de ședință. Chiar să știți ce... Să vă mulțumim. N-am zis că mă duc mâine, că acum am ședință. Mă duc să vă mulțumim.
după ședință unică. Chestiunea este că în zona școlilor, cam pe acolo stau. De acolo e cam... Dar și de-a stau, în lucrare. În lucrare, 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 în lucrare. Din sistemul nostru de supraveghere, cum de nu s-a putut vedea mașina aia din care coboară câinii? Ei, eu sunt chiar curios. E o mașină care vine și descarcă. Să le urmăriți camera din continuă. Știți exact la ce ori vine? Bine, că vine în intervalul. Nu, dar la cât sunt oamenii noștri de vigilență? Imposibil sunt oamenii. Deci când suni și anunți o mașină, îmi dai și culoat, a coborât câinii din mașină. Nu poți să-mi spui ce număr avea? E de ajuns. Da, normal. Ar fi, adică ar trebui sensibilizat, făcut pe Facebook, făcut lucrul ăsta, dom'le, cine dă, îi scute de, eu știu, de gunoi, un an de zile. Da. Adică găsit ceva ca să-i sensibilizăm. De la gunoi la câini e cam 5 ani. Păi nu, dar îi dai o premiere, trebuie să-i dai ceva. Sau ai de mult care de câini. Îi dai o primă. O primă, dar trebuie să-i dai o primă. Deci de este problema. Acolo, hai că îi dai o primă. La documente, în așa fel, nu, cât eu nu să ne intrăm în legalitate. Deci asta e totul. Acum să intrăm în legalitate. Pentru că suntem obligați și de lege, eram obligați de mai demult, dacă mă întrebați că uitați-vă, 2001, da? Dar important e că le facem și acum. Supunem la vot, este pentru? Să le dăm câinii. Deci acum doar s-a înființat acest serviciu, urmează să se ia legătura cu o firmă. O firmă. Exact. Care să rezolvă problema. Da. Și în funcție de cantitatea din cărții care îl primește sau e doar un canon contract permanent? Nu, nu e un contract. Nu e un contract. În care el trebuie să mai bine. De ce? Este că e suficientat foarte ouă. Adică te trebuie să fie numai de ce e vârsta. Adică nu trebuie să fie așa. De ce nu trebuie să fie așa? Nu m-am plic. Haideți că discuțiile astea le purtăm afară. Hai să trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului Comunei de la Cașa. Deci, suntem nevoiți să ne punem la punct și cu partea aceasta de resurse umane. Deoarece am funcționat într-un fel, dar la acest moment avem probleme și pe platforma ANFP-ului, Agenției Naționale de Funcționarilor Publici, mai exact, ca să știe lumea despre ce vorbim. În așa fel încât trebuie să aprobăm statul de funcții conform, care nu l-am avut până acum. Deci nu a fost niciodată conform platformei ANFP-ului. Avem niște funcții undeva pe primărie care nu bat cu organigrama. Deci una era... Deci noi n-am mărit nimica. Sunt adjudicați, dacă vă puneți întrebarea, dar le-ați avut cumva... Am făcut în spate. Doi oameni aici, în direcția. Doi oameni aveți în plus deja. Cum? Doi oameni aveți în plus față de primărie. Față de... Nu, s-a referit la... Nu vorbim de schema de personal. Am înțeles. Ce plus de asta? Doi oameni. Care Doi oameni față de... Dar erau pe schemă. Erau pe schemă deja. Deci noi nu avem nicio angajare la momentul ăsta. Noi, practic, prin codul administrativ, consider că proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei și statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cara și în Nu e asta. Desființăm trei posturi contractuale vacante și le transformăm în funcții publice din cadrul serviciului public de gospodărie comunală, după cum urmează. Înființarea compartimentului de implementare proiect cu o funcție publică, execuție vacantă de consilier clasa 1, grad profesional asistent, prin desființarea uneia și transformarea noi în funcție publică în cadrul compartimentului implementare proiect. La 2. Înființarea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul compartimentului
financiar, contabil, de consilier, clasa 1, grad profesional superior, prin desfințarea unui post contractual vacant din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală. Înființarea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul compartimentului taxe și impozite de referent clasa 3, grad profesional superior, prin desfințarea unui post contractual vacant din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală. Mă înțeles că modificările sus amintite se încadrează în numărul maxim de posturi, aprobate prin ordinul Prefectului Județului Bacău numărul 102 din 19.04.2022, pe care de consecință supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Mănăstrea Cași Județului Bacău. Toate astea le-ați avut pe e-mail, le-ați studiat? V-ați uitat un pic pe ele? Deci, organigramă. Dacă putem discuta, deci așa arată acum. Aici aveți fiecare om cu funcția respectivă. V-am pus omul și funcția. Deci, pe statut de funcție. Și posturile libere. Și posturile libere. Nu, aia 5 posturi nu mai cu ele, sunt în continuare. Știu că era. Sunt 5 posturi și sunt în continuare. Da, serviciul de ăsta comunal există? E autorizat ăsta serviciul? Serviciul public este autorizat. Dar e cadrul primăriei. Are caracter. Dar nu, el este ca serviciu ăsta. Nu e un serviciu ca să iei undeva, ca să ai ceva organizat, adică autorizat. Nu, serviciu organizat. Dar nu este un serviciu. E un serviciu ca și oricare serviciu din cadrul primăriei. Un serviciu birou. Aici era. Da, posibil să nu înțelegi. Nu e un serviciu. Deci nu este ceva... Ca cum e ZPP-ul la Onești, dacă vă referiți. Asta mă referiți. Deci aveți serviciu taxe și impozite. Da. Acum aveți 3 oameni. Aveți serviciu autorizat cu gospodările comunale? Din cine face parte? A fost întotdeauna doar. Cine face parte din ea? E soare, sunt băieții, șoferi. Întotdeauna a fost ăla. Și nu am ce soare care este responsabil. Este cea mai mare. Dar n-ați citit alea? Da, am citit, dar n-am înțeles de unde luați 3 posturi vacante. Pentru acolo era. Acolo era. Păi mai sunt acolo. Dar erau 10. În cadrul serviciului. Da, dar ai finanțat tot la bugetul local. Nu tot la bugetul local, e finanțat. Toate sunt la bugetul local. Toate sunt la bugetul local. Și reușim să ținem încă atâția angajați? Dar n-am spus că angajăm. Deci noi angajăm. Nu le angajăm. Ce am ieșit din coasă? Vada eu, mama, angajați 3-4 oameni. Bă, zic și așa. Nu. Lumea vorbește. Bă, foarte mulți angajați dacă nu. Foarte mulți. A venit materialul târziu și chiar n-am statul de funcții este de dat am văzut ce dată nu l-am făcut bine. Și funcțiile din primărie sunt 37. Atâta nu poate de mine sunt 35. Ar trebui, dar nu poți să-i pui. Și din care noi salaria suntem 20, atât. 37. Dar ați văzut, sunt numai 20. Aș fi vrut să fiți aici astăzi. Eu știu că e vorba. Aș fi vrut să fiți aici astăzi, să vedeți. Dar de faptul că avem un singur om la registrare. Și la asistență socială, doar un singur om. La asistență socială tot timpul spune. Și vine o sută de oameni de la asistență socială. Că de ce nu le-a spus? La asistență socială știu din... Dar doamna n-a făcut săptămâni la serviciu. S-a adunat astăzi, că știu din ea. Cine nu spune? Măcălău, n-a putut să fie la o săptămână. Dar are dreptul fiecare om la orice lucru. Dar s-au unit oameni că știu că vine joi. S-au unit oameni joi. Nu este de asta. Asta este lucrate acum. Ajutoarele de încălzire. Dar e un volum de muncă, iese, într-adevăr. Deci volumul este imens. Da. Deci am venit pe pensie zonă, pe perioadă. Asta nu, ca să angajezi, nu o să-ți dea o salariu de minim 5.000 de lei și mai păi plătești taxe, 9.000 de lei pe lună. Nu știu dacă suportă bugetul. Dacă suportă bugetul, avem bani, dar Doamne ferește, am că așa nu e o problemă. Salariile nu sunt de 5.000 de lei la angajați. Eu, după câte mi-am luat aminte, cam așa erau la 4.600, 4.500, cam atât dau. La unde e? Asta înseamnă pentru unii care, într-adevăr, dețin funcția deci, de consilie. Puteți să-i puneți să facă numai că dacă are cineva salariu mai mic de 4-5 în primărie, în afară femeia serviciu. Sunt și cu 4.000 unii funcționari. Sunt și sub
4.000 sunt salarii. Cine fără studii superioare sunt 4.000. Cum nu sunt studii superioare? Sfintele român, brut sau de sunt 4.000. Vorbim de brut. Brut. Hai să vorbim din el. Ce să vorbim din el? La brut, la brut... Eu zic să vorbim de net. La net, normal că merg net cu 4.000 de lei. Ar fi să... Netul contează. Cu ce pleacă omul acasă vorbim, da? Da. Și taxe de știință. Ăla pleacă la asta. Net. Hai să punem la vot? Care 1.200, 1.300? 1.100. Atât, 1.200. Ce? Eu am fost care am sărit la gătură, bă, unde trebuie cu consumul 75 de grămâne la asta.
Acum am fost la urmă 180, deci am rămas la mașină. Nu, 180 de litri. Pe mașină, 180 de litri aveți. A, este consumul maxim. Pe lună. Maxim pe lună. Dar asta nu înseamnă că nu s-a consumat 180. Am țin minte, eu am la 75 de litri, am sărit la 100. Am pus 500 de litri. Dar să nu dacă are treabă mult, poți consumi și mai mult. Și mai mult, dacă este să mergi cu el 8 ore. Mi se pare că ați atribuit foarte mult 180 de litri pe lună la o mașină. Și bine știa că trebuie să fac. La chedii, ce poți să faci la chedii? Sau la un Logan, ce poți să faci la 180 de litri? La chedii, la chedii vă spun că trebuie să merg pe săptămână pe lună. Ascultați-ne, la chierii, 3 zile pe lună, este fuit de lea mama procesului verbal. Nu, deci la Bacău, nu, el merge la Bacău, merge de asta. La Bacău, la Bacău, București, și luați în calcul că dacă până acum domnul Chelaru Bucureștiul vedea o dată pe an, vreau să vă spun că o dată pe an... Nu, dar de asta, că nu știu că ar delerga și bine să e bine să vă duceți la mărșele locale, la Logan, la Rostov, deci, mi s-a putut da, studiul la Logan, mi s-a putut mult tare. Aici este cota maximă, eu pot să consum și 40 de litri. Bine ar fi, dar nu cred. Da? Dacă asta a fost 80, 80. Exact. Nu, 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 credeți dumneavoastră, nu te mai iubiți mâine să vă lăsați. Trebuie să nu știți, da, document. Deci asta este cota maximă. Ca se poate consuma. Ca se poate consuma. Da? Dar poți și nu este mult de locuri, nu este mult. 20 de litri pe săptămână. Cum? 20 de litri pe săptămână. 80. 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 Are treabă mașina pleacă, nu are treabă mașina stă. Dar să vedeți că chedele chiar merge pe sat. Merge, l-am văzut, da. Chiar merge pe sat, că sunt probleme. Și unde te duce? Ba și chedii. E o băbuță, e mai vechiuță și băi, hai să dăm în ea. Nu băgăm dastră peste tot. Nu, da? Nu, 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 s-a părut. Ea a făcut remarcă. Da, a făcut tot. Atunci ce am sărit la vestul lui, am sărit. Da, puteți să sărit și acum, așa cum... Vă mulțumesc pentru Petru. În potrivă, abține cu finalitate. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului de interes local ca și străzi. Deci ne întoarcem din nou la HCL-ul din 31-8-2022 privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi. Și au fost identificate unele greșeli pe prosoanele de drum și în cazul acesta solicităm abrogarea acestei hotărâri și aprobarea unei noi hotărâri cu completarea corectă a următoarelor poziții. La poziția 3, suprafața imobilului cu număr cadastral 61.469, strada Mareșal Constantin Prezan, tronsonul 1, se modifică de la 11.800 metri pătrați la 12.336 metri pătrați. Pentru că aici le-am intabulat, adică a fost cadastristul și le-am măsurat punct cu punct, din gard în gard, tot și am obținut alte suprafețe decât au fost prinse inițial, când probabil drumul nu era asfaltat, mă gândesc. Nu știu de ce. La poziția 52, suprafața imobilului cu număr cadastral 61.808, aici este vorba de strada Brădaci, tronsonul 2, se modifică de la 3.029 la 3.208 metri pătrați. La poziția 18, se va modifica numărul cadastral al imobilului de la 61.790 la 61.791. Acolo a fost o greșeală. Erau două numere cu cadastrale identice. De aia am... La poziția 22 se va modifica suprafața totală de 468 de metri pătrați la 479 de metri pătrați. La poziția 22 e vorba despre strada Ierou-Samson-Folia. La poziția 27 se va modifica denumirea drum
Sătesc 447, în drum Sătesc 881. Probabil că în scriere a fost o greșeală. Asta o modificăm astăzi și aprobăm, dacă ați văzut, e un tabel cu fiecare stradă în parte, cu lungimi, așa cum de altfel trebuie să stea la inventarul domeniului public. V-ați uitat pe ele? Eu vreau să mă ce ziceți? Singurul drum comunal, 126, care era în vechiul inventar și funcționa de la Pești până la Gioina, acum el s-a mai, cum zic eu, s-a mai introdus străduții de astea micuți așa, dar nu cred că mai e aceeași distanță. S-a micșorat pe acolo, s-a renunțat la o parte din el. Nu vă referiți la drumul... Drumul, deci Costa Linii. Costa Linii. Da, deci aici văd drumul Mocăniții. Aici începe de la Ușurelul Constantin, ăsta de aici, da, de acolo. Așa până la locuința de 20 de vârtici. De acolo, în sus, nu mai funcționează, nu mai e drumul. Nu mai e drumul. Nu, după aia intră Nicolae Ion, da? Da. Deci din rampa la Folea, de vine pe o drucine, se duce până la Vârtici. De la rampa la Folea, intră Nicolae Ion, da? De rampa la Folea, intră Nicolae Ion, da? Până de Libia, Nicorești, până pe Baltă, care ieși la Gădeș, la... Spatele. Da. Și după aia vine nașterea Maicii Domnului. Exact. De la Mecuții, care se duce până pe Zahăr. Așa este. Da? Și după aia vine Pisacă și s-a oprit. S-a oprit. Pisacă până la Gheorghe nu e. Pisacă până la Gheorghe, chiar de Ștefan Voievod. La strada principală. Și mai ai niște străduțe mici, care se duce la Teșul. La Delubești până aici în Mărăstire. Nu mai. Delubești până în Mărăstire nu mai aveți linia. Era. Era, dar nu mai este. Era. Dar nu mai e de mult. Dar nu știu, oare au fost despăgubiți oamenii care au terenul? Au fost despăgubiți oare la vremea aia oamenii care s-au luat în Franța? Da. Ce e partidul comunist? Dar nu mai e linia aia. Stau. Semnez sau care este? Până la voi, cu siguranță. Și să știți că deci, au fost despărțiți de pe care de linia ar trebui să fie liberă de sfârșit. Tocmai de-aia, cum uitam aici la Petrus Rusu, s-a închis până în bar și la drumul. S-a închis. Acum, cadastru, cum s-a prins acolo? A zis că de la Pune, la Metal. Odeana. Chestiunea este că ai... Linia trebuie să rămână liberă. Aici la Matiescu. Deci, unii închis în suprafața, de la sector de acolo până aici la Budui. Când s-a făcut cadastru ca să le aprobe autorizație de construcții pentru locuințe, două case făcute, au cadastru cu ieșire la drumul ăla comunal, că altfel nu i-a aprobat autorizația de construcții. Da. Acum, da. Dacă s-a închis, acolo și nu se mai... Nu, acolo sunt adrese pentru cei doi proprietari care au închis, sunt adrese, mi s-a pus în vedere și se vor da înapoi și vor lăsa linia. Era cum se facă, totuși, o variantă acolo, cât de cât, așa, drumul ăla. Nu se renunță la el. Nu, nu se renunță la nimic. Sunt oameni care trebuie să se retrage de pe ei. Supunem la votul este pentru. Împotriva este candidată. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propuneri pentru președintele de ședință? Doresc să fac un propunere. Propune domnul Chelaru. Să vă spun și cauza. Intențiunea sunt bani de misiune. Și n-ar vrea să mă. Deci asta e intenția mea. Cum faci sau nu? Și de ce să mă încurc? Poate mai vin o ședință, deci dacă n-am o discuție la partid, cert cu oamenii, deci oricum o să fac demisia. Și pentru că o să mă încurc. Asta e hotărâre din grup, așa? Da, cum hotărâre din grup. Păi da, pe care să părți. Altă propunere? Eu vă rog pe domnul Roșu. Da, foarte bine. Supunem la vot. Supunem la vot. Da, mulțumesc frumos. Să trebuie să am primul aspart chiar să spuneți nici o problemă politică a snapot. Domnul a fost președinte. A fost în trecut? Nu cred că s-a ferit din treaba. Nu, a fost ca problemat. Dar nu știu lucruri așa de mare și ce importanță așa de mare de sănătate. Îți pare că...
pe, din proiectele propuse suplimentar, punctul 1. Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului amenajarea spațiului de joacă pentru copii în comuna Mănăstirea Cașa. Doamna primar? Ați avut... V-ați uitat sau o prezentăm din nou? V-ați uitat la locul de joacă? Atunci, v-ați uitat, dar atunci hai să vedem. Aprobăm necesitatea și oportunitatea potențialului economic al investiției, amenajare, spațiu de joacă pentru copii în comuna Mănăstirea Cașa, în valoare de 109.613,73 de lei, adică 22.235,38 de euro, calculat la cursul euro de 4.297, fără TVA. Valoarea TVA-ului din proiect este de 20.826,61 de lei, respectiv 4.224 de euro. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. În cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii, la articolul 3, autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță și a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Comuna Mănăstirea Cașa și județul Bacău garantează asupra faptului că acest proiect de investiții nu va genera niciun fel de venit sau profit. Comuna Mănăstirea Cașa și județul Bacău și angajamentul că va asigura din fondurile prevăzute în bugetul local sumele ce reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului în valoare de 2600 de lei, adică 527 de euro, la care se adaugă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului. Numărul locuitorilor și operatorilor economici sau instituții sociale de servici de proiect după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexa 1 și 2, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite sau administrator public al comunei, nu-i cazul am. Se aprobă nominalizarea reprezentantului legal al comunei, primarul acesteia, pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, internul proiect de lege, primarului, prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. V-ați uitat ce înseamnă anexa 1, erau caracteristicile tehnice a ceea ce va veni ca și spațiu de joacă pentru copiii noștri. Lista agenților economici, e vorba despre școala gimnazială Regina Maria, școala gimnazială numărul 2, grădinița școlii, căminul cultural, asociația Sorotii și centrul comunitar Mănăstirea Cașa, la sigur, pe care l-avem. Eu zic că este un proiect necesar pentru copiii noștri și solicitat de către local. Punem la vot cine este pentru? Împotriva, cu unanimitate. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului curselor școlare pentru elevi din învățământul preuniversitar din comuna noastră, doamna primar. Deci, ziua de 24-a 10-a, doamna directoare Iordache a prezentat acest referat prin care solicităm să aprobăm în Consiliul Local numărul de burse și cuantumul unei burse pentru fiecare categorie. Burse de merit, burse de studiu și burse sociale conform tabelului. Avem bursă de merit 28, cuantumul unei burse 200 de lei, bursă de studiu 45, cuantumul unei burse 150 și burse sociale 142, cuantumul de 200 de lei. În total sunt 215 burse. Deci, avea doamna... Bursa de merit egală cu bursa de... Social. Social. Da. Da. Mi s-ar părea totuși un pic mai mult la bursa de merit. Un pic. Nu. Ca și cuantum. Această sumă nu este stabilită de noi, de nimeni, dar așa vin ele prin hotărâre. Știu. Eu. Nu. Părere personală. Da, fii. Adică, cu ce îl stimulezi, bă? Așa cum nu au fost stimulați până acum deloc, este un prim pas. Când elevii cu medii peste 9,50
vor primi această bursă de 200 de lei pe lună, deci eu zic că este un prim pas. A, că niciodată nu este de ajuns, asta este cu totul altceva. Dar primul pas este extraordinar. Acum, că pe parcurs probabil vor mări această sumă... Competiție. Da, e, pot e și asta un pas. Bursă socială și bursă... Da, de bursa de meri se poate cumula pe bursa socială și bursa de studiu se poate cumula cu bursa socială. Părerea mea, ți-am zis, să creezi competiții. Deci, oricum, vreau să spun la aia mare. Oricum se creează. Oricum se creează. Față de până acum care nu s-a dat, acum clar că s-a creat un prim pas. O să iei 400 de lei. Dar, deci nu mă vizit la ce aceste... Sustratul era ăla care învață. Știu, am înțeles. Să primească ceva mai mult decât ăla care sucea. Asta e de primești. Vorbim despre de ceea ce s-a aprobat la legislație. Este noi, legislație, deci deocamdată nu putem. Noi am căutat ca dânsa să încadreze toți copiii acolo unde merită. Țin să precizez că pentru Comisia de Acordare a Burselor, comisie din care fac parte toți diriginții claselor, deci a avut o muncă extraordinară. Eu nu vă spun cât de greu este să întocmește astfel de dosare, pentru că la noi nu numai le transmitem informațiile, ci pur și simplu vin părinți care spre, nu știu cum să spun, poate nu știu să scrie, nu știu să citească, nu știu ce documente trebuie, vin de 100 de ori. Vă spun foarte, foarte, foarte greu. Timp de 2 săptămâni, cadrele didactice, dirigințe au muncit pe brânci. Vă spun, poate de la distanță, vi se pare ce? A, faci un dosar. Vă spun, este foarte greu. Eu am și, un simplu remarcă. Și, nu, ca să vă combat pe dumneavoastră, aveți dreptate ceea ce spuneți, dar eu țin neapărat să subliniez lucrul acesta și pe această cale țin să mulțumesc cadrelor didactice care au muncit la aceste dosare. Și știți ce dumneavoastră, noi nu avem în școală compartiment de social, cum este la primărie de ajutoare sociale. Și la noi, tichete pe suport electronic, bursele, de asemenea, alte ajutoare mai sunt, și Euro 200, și deci, și este o activitate în plus față de activitatea la clasă. Și vă spun că este destul de greu. Acum, că poate cetățenii nu au fost obișnuiți să primească aceste burse, că nu prea s-au dat, chiar dacă au fost niște discuții, nu s-au dat. S-au început de anul trecut și anul acesta. Și probabil nu au fost obișnuiți nici părinții să facă aceste dosare. Probabil de acum ne va fi și nouă mai ușor, că vor ști ce să aducă, ce să facă tot felul de copii și așa mai departe. Ea și calculează, sunt cadrea, nu sunt cadrea. Da. Să știți că este destul de greu. Și chiar s-au străduit cadrele didactice ca să nu rămână niciun copil care ar merita să rămână pe din afară. Deci au făcut tot posibil, au sunat de 10 de ori acasă, au chemat părinții. Eu vă spun... Păi, exact. Vă că anul trecut aveam 104 burse, iar acum avem 200 și s-a muncit la dosarele alea. Și am încercat să nu rămână copiii fără, pentru că ne-am gândit că e, na, spre binele lor, da? Este lege, asta e, să beneficiați. Da. Diferența e că vine din taxa cu valoarea omologată, nu mai se stă la bugetul local. Așa, da. Deci nu se suprime de la bugetul local. Bine, banii vin prin bugetul local, dar nu sunt de la bugetul local. Bun, supunem la vot că este pentru, împotriva, activă, nu sunt. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor articolului 265 din legea 207 din 2015, privind codul de procedură fiscală cu modificări și modificări ulterioare. Doamna primar. Deci am întocmit o procedură după legislație pentru declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor articolului 265 din legea 207 pe 2015, privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Credeți că e cazul să-l prezint sau spicuiesc câte ceva aici? Ați citit procedura? Spicuiesc. Ia să ne ducem la procedura de scădere din evidență a obligațiilor fiscale. Cred că aici e cel mai important. Din evidența organului fiscal se scapă obligațiile fiscale restante înregistrate de debitori în următoarele situații. La împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executare silită,
Pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărârea unei instanțe judecătorești, pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul Comerțului. Noi ne găsim la punctul C la acest moment, avem o hotărâre judecătorească pentru Ex-Molen. Venim cu niște datorii istorice care au stat acolo. Pentru asta am făcut acest regulament la acest moment. Avem o hotărâre judecătorească de a șterge acele datorii. Ca să le ștergi, trebuia să le avem această procedură pe care noi astăzi am făcut-o ca fata de la taxe și impozite să poată face acele documente care stau în baza acestei. Sunt niște anexe, dacă v-ați uitat un pic, care trebuie completate. Aici. Datoria aceea care apare ca venit și nu... El este insolvența firmii, nu automat. Nu. S-au dus la toți debitorii? Nu. Nu. Deci trebuia... Prima... Prima de declar insolvent, automat îți ia plătit datorii de către terții. Nu așa... Masa credată. Masa credată. Eu așa știu. Deci se pare să creu. Se șterge. Se șterge. Dacă crezi. Trebuia să facă eu adresă atunci a firmă, să facă insolvent. Nu, domnule, e hotărâre judecătorească. Vă dați seama că el avea niște lucruri. Nu vă dați seama, a fost lichidatorul. Și fiecare își dorea să-și ia bani de acolo. Ei, instanța a hotărât cine și cum. Iar acum, probabil că întâi și a stat o bani, dar întotdeauna e așa. Iar noi acum am rămas și ne-am uitat la ea. Tu stai, suntem. Nu e așa. Nu e așa. Ei, în cazul ăsta, ne-a venit acea hotărâre judecătorească în care el a fost radiat din Registrul Comerțului, iar noi cu acest protocol ne scadem de acei bani care îi avem nejustificat acolo, puși, ca venit. La vot cine este pentru? Împotriva, abținere. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare cu Comunei Mănăstirea Crași, în surse de apă în suprafață, aducțiunii stații de tratare, aprobat pentru finanțare prin PDI Angela Salini, precum și asumere prezentând categoriile de pierd finanțate de la proiectul local cu finanțarea obiectivului. Nu am mai fost până la asta. Dar de când? Mă gândeam că memoria joacă festă. Nu vă joacă nicio festă. Foarte mulți vă imaginați că dacă ai trimis niște hârtii, ești ca și aprobat. Nu e așa. Deci în momentul în care ne-au aprobat proiectul alimentare cu apă pentru sursa de apă, stații de tratare și aducțiune, eram doar pe o ordonanță de guvern care urmează să ne finanțeze. Nu înseamnă că te-aș și finanța. Observ că pe rețele de socializare, faptul că nu realizează cineva că de la a fi pe o hotărâre de guvern și până a ajunge de a semna un contract de finanțare, e cale lungă. 2. Am avut probleme... Vreau să fac o paranteză, voi explica, vreau să în campania electorală. Doamne, zic că e foarte stufoasă. Metodologia de a ajunge de a termina un proiect. Și dumneavoastră zicea, ați ajuns la convingerea și dumneavoastră cât e de stufoasă. Dar eu știam asta că am întrebat pe investițiilor. Deci asta nu e vorba că nu știam. Deci e foarte stufoasă. Nu știu de ce statul român tot așa ne bagă piedici și nu ne lasă. Ca să nu se strecoare greșeli, normal. Practic, în momentul în care ne-am găsit pe acea platformă Angel Salini, cu adresa că suntem prinși în hotărârea de guvern, ne s-au impus o serie de documente să încărcăm electronic acolo. Noi am încărcat la momentul acela tot ce aveam. Avem și noi o problemă pe care va trebui să ne o asumăm și probabil că va ajunge și la urechile dumneavoastră. Am avut o problemă la compartimentul urbanism în ceea ce privește autorizația de construire. Și da, e reală că am avut acolo probleme cu autorizația de construire. Noi am încărcat ceea ce aveam la momentul august.
Am primit clarificări între timp. Aia nu-i bună, aia mai trebuie în plus, aia mai trebuie în plus. Am încărcat din nou. Am stat la Consiliul Județean o lună să scoatem altă autorizație de construire. Am reușit și asta. Și săptămâna trecută am încărcat din nou în platformă tot ceea ce era pe lista de clarificări. Nu vă spun faptul că între timp mai aveam încă niște scăpări. Ieri am fost la București, la Ministerul Dezvoltării. Scăpări care nu țin de angajații primăriei. Erau scăpări, de exemplu, la genul proiectant. Deci, inclusiv de Rizun a fost făcut bine de către proiectantul care ne-a făcut devize, da? Fiind la fața locului, am realizat unde a greșit proiectantul. Inclusiv pe anexa 2-2A, care noi am mai aprobat-o exact cum aduceți aminte dumneavoastră, domnul Chelan. Și care proiectantul ne-a făcut o greșită. Și pe asta. Astăzi de dimineață am fost la proiectant, am modificat devizul. Nu s-a modificat valoarea investiției noastre. Este în continuare 8.911.957. În continuare, la bugetul de stat primim 8.703.707 și în continuare, la bugetul local, vom putea suporta noi cei 208.250. Cofinanțarea rămâne aceeași. Noi am intervenit asupra structurii de visuri. Cea mai importantă chestiune era la proiectul tehnic. Proiectul tehnic care a fost plătit în 2019. Și care, statul român nu-ți mai dă bani pe el. Ce ai cheltuit, e bun cheltuit. Ei, a trebuit să scoatem de acolo sumele acelea și vin tot ca și cheltuială pe bugetul local. Dar noi multe de aici le avem plătite. Adică tot ce înseamnă documentație. Începând cu studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, le avem plătite. Sunt cheltuielile acestea pe care se găsesc aici în 208.000, da? Am refăcut acest deviz, am refăcut această anexă, am semnat-o, am încărcat-o electronic, dar trebuie să încarc că a fost aprobat din nou acest deviz astăzi, pe care vi l-am prezentat. Nu s-a modificat absolut nimic, doar în structura lui. Punem la vot cine este pentru. Împotriva, punctul 5. Proiect de hotărâre privind constatarea încercării de drept prin demisie a mandatului de Consiliul Local al domnului Ionice Nicolae. Precum și vacantarea locului de Consiliul Local cadrul Consiliul Local al domnului Ionice Nicolae. Doamna primar. Domnul Ionice a venit astăzi și a lăsat la legislatură o cerere în care își dă demisia din funcția de consilier local, iar dumneavoastră luați act de această decizie. Cine plăte? Să punem la vot? Nu se supune la vot. Se ia. Că se vacantează, doamna secretar va rezolva concesia ce ține de introducere. Deci s-ar putea să rămâneți deja să nu mai puneți dacă tot vă dați demisia, atât când s-ar putea să nu mai aveți de unde. Dragi colegi, am observat în ultima perioadă o atitudine foarte sfidătoare la adresa a ședințelor, a ceea ce se introduce în ședință, remarci tăioase, cu subînțeles ca să vă audă la cameră, ca și cum ne întâlnim aici și facem nu știu ce. Drept pentru care sunt datoare să vă dau aceste explicații. Atât pentru cetățenii noștri, care privesc la televizor acum,
cât și pentru dumneavoastră, dragi consilieri, care observ că nu cunoașteți legea. La începutul mandatului, mi-am propus ca nicio ședință de Consiliul Local să se mai desfășoare ca în anii anteriori. Adică materialul de ședință cu jumătate de oră înainte, fără convocator, ordinea de zi și materialul aferente. De multe ori v-am solicitat aprobarea unor proiecte care erau urgente. M-am adus aici codul administrativ, care la articolul 135 alineatul 8 spune așa. Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Deci, urgența ce mai are? Aparatul administrativ, da? Noi putem ști ce probleme urgente sunt pentru comun. De fiecare dată v-am adus la cunoștință urgența acelor proiecte. Și aici aș vrea să precizez că a fost un efort uriaș în perioada domnului secretar general Deliu să pregătească atâtea documente față de volumul de muncă avut anterior. Și aici facem doar o simplă comparație. Anul 2018 au fost 9 ședințe. În tot anul, 12 luni, da? 46 de hotărâri de Consiliu Local. Anul 2019, 9 ședințe, 70 de hotărâri. Anul 2020, noi am intrat în noiembrie, luna viitoare, săptămâna viitoare, facem 2 ani de activitate. În anul 2020, dragi colegi, au fost 4 ședințe, în 10 luni. 4 ședințe, 25 de hotărâri. Da? În 2 luni de mandat al nostru au fost 4 ședințe în 2 luni cu 41 de hotărâri. În anul 2021 16 ședințe. 160 de hotărâri. În anul 2022 până la ora actuală sunt 13 ședințe cu 89 de hotărâri. Am luat 2 ani de referință, deoarece cu mulți ani în urmă este chiar de tot râsul. Întrebare retorică. Cât se muncea? Câte proiecte au fost derulate și finalizate? Și următoarea întrebare. Câte obiective de investiții au fost pornite în acești 2 ani, la care am fost nevoiți să facem ședințe de aprobare în vederea finanțării? Cei de acasă pot judeca singuri după numărul de hotărâri. Încercați disperat să dați o notă negativă în desfășurarea ședințelor. Citiți legea, domnilor. Codul administrativ îl am cu semne la fiecare, dacă vă puteți uita. Vi-l pot împrumuta oricând doriți. De fiecare dată am introdus pe ordinea de zi proiecte importante și urgente pentru comuna noastră. La experiența unora dintre dumneavoastră, mă așteptam la altceva decât ochi dați peste cap. Mă așteptam la proiecte pe care să le inițiați dumneavoastră. Să veniți cu idei, că vorba dumneavoastră, cunoașteți problemele comunității. Dar nu, dumneavoastră vă împotriviți sau vă abțineți de la proiecte importante mănăstirii. Am avut răspuns că așa vreau eu. Întrebarea mea era, sunteți în nume propriu aici? Sau sunteți aleși de oameni? Sunteți siguri că alegătorii dumneavoastră v-au trimis spectator aici? La ce se rezumă activitatea dumneavoastră și retribuția dumneavoastră ca și consilier? Câți dintre dumneavoastră aveți întâlniri organizate cu sătenii să le aflați problemele? Știți că ar trebui să aveți ore de audiență cu sătenii? Activitatea dumneavoastră se rezumă la cele 1 sau 2 ședințe pe lună? Și aici facem primironosițele? Aștept explicații vis-a-vis de atitudinea dumneavoastră ofensatoare la adresa mea și a sătenilor care v-au trimis aici. V-am invitat la toate acțiunile Consiliului Local. Nu ați dat curs. Credeam că sunteți mai mult mănăstireni decât niște activiști politici. Că vă doriți pentru comună mai mult decât ați putut oferi dumneavoastră în cei 16 ani de administrație. Ascultați orbește niște ordine de la județ în condițiile în care județul nu a iubit comunitatea asta, după cum se vede. Am căutat o cale să lucrăm prietenește, sau mai bine zis, mănăstirește, fără să ținem cont de culoarea politică. Dar se pare că asta este imposibil de atins.
Așa că, după cum bine știți, avem majoritate. Cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră, proiectele comune vor lua forma și lumea va trage singură concluzii pentru acest mesaj. Punctez încă o dată, am venit aici să fac treabă, să aduc comuna la un grad de civilizație pe care îl merită, să nu se mai uite în ograda vecinilor care au utilități încă de acum 10-15 ani, când la mănăstirea Cașin se dormea. E târziu, dar nu imposibil. Vom face toate eforturile să deblocăm această situație moștenită de la voi. Vă mulțumesc de atenție. Mergem mai departe. Colegul și-a dat demisia la care vă referați. Acum mi-am dat seama că era la urmă despre la țata că nu ești gândit, da. Nu numai. Sunt și pentru urechile care stau la televizor. Pentru că, să știți că era deranjant atitudinea asta de dat coate pe sub masă, de întors ochii pe dos, ori de ce ori spuneam. Dădeați impresia ca și cum noi facem aici ceva irresponsabil. Chiar nu fac nimic irresponsabil. Chiar e o muncă de... Deci nu putem să fim ca o turmă. Și să trebuie fiecare opțiune. Deci dacă noi expunem în fața camerei, înseamnă că suntem niște... Dar nu e vorba. Dacă noi nu putem să ne expunem părerile... Acum momente când s-am făcut nici nu era cazul, deci n-am putut să motivez. Aia am înțeles. Eu ceva, nu am fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Am zis, bă, un punct, două, imposibil să nu apară o urgență într-o primărie. Am fost de acord. Dar între a pune că toate suntem împotrivă, Partidul Social Bălă, sunteți împotrivă. Bun, am vrut să dăm orice lucru, asta am aprobat. Nu știu de ce ne considerați chiar talibani. Atunci, nu știu, nu știu, eu nu mă văd un taliban, eu cred că țin la dreptate. Și în Consiliul trecut am avut divergențe cu fosta conducere, că am ajuns până, am ajuns pe listă, cum am ajuns, și acum cred că o să-mi dau demisia tot din cauza că nu sunt ascultat și părerea mea nu contează, deci eu sunt omul care sunt spre inovații, spre nou. Corect. Vreau. Și vreau ca toți cetățenii să trăiască bine. Dar... Și nu cred că este cineva de aici, nici din partea asta, care să-și dorească să meargă treaba la noastră. Dar domnul Gheorghiț a dat impresia din multe ori că ascultă sarcinile din partea aici, nu-și dorește. Nu poți să fac o sală de sport, să vă opun. Nu poți să vă opun. Deci... Dar de respect pentru cetățenii care au trimis acolo, dar nu poți să fiu nici... Nu poți să fii pe aia de acolo. Nu știu dacă dumneavoastră ați suportat să mă asaltați cu trei oameni, nu judez. Poate nu suporta bugetul. Nu știu, posibil să găsiți forții. Și atunci ce mi-aduceți dacă nu știți, să dau la găsit. Am înțeles acum, poate n-am înțeles din material. De-aia trebuie explicarea. Nu era vorba despre angajare, chiar și de angajare. Chiar și de angajare. Să nu credeți că noi doi, sau noi toți de aici, avem ceva împotriv ca dumneavoastră, sau dumneavoastră, sau cei care se lucrează în slujbării, să muncească, nu să muncească, mai puțin, să câștige bine. Mie mi se pare o gândire proastă și comunistă, să nu câștigi bine. Să câștigi foarte bine, sunt de acord. De ce să nu câștigi bine? Vrem ca cei care ne conduc să fie niște șpăgari, goale, mațe frite, să vină cu ocazia la primărie, doamna primar, sau ce vreți. Nu, nu era vorba de asta. Să nu credeți că e vorba de asta. Deci nu era vorba că să nu se câștige bine primărie. Era vorba despre altceva. Nu se pune nimeni contra. Nu cred că vrem noi ca cineva să fie sărac în țară. Vrea cineva treaba asta? Nu cred. Nu știu, da. Nu cred că e vorba nici de câștigă. Fiecare justifică banii. Justifică banii toată lumea, toată lumea muncește. Nu v-a spus nimeni de ce îți iau bani sau nu. E o gândire proastă asta, nu o să vedem. Dar nu vorbim de salarii nimănui aici. Nu vorbim de nimic. Și tot ce se face în primăria asta aici și pentru mănăstire, nu cred că este cineva împotrivă. Deci, dacă mi-amintiți o singură dată când eu am fost împotrivă să facă ceva, chiar sunt de acord și protestez în felul următor. Îmi dau demisia chiar mâine.
Dacă eu am spus, nu, să nu vină apa, să nu vină nu știu cine, să nu vină. Noi stăm în mizerii, noi vrem să stăm în întuneric, noi suntem oameni care vrem. Nu vrem asfaltări, nu vrem nimic. Nu, nu se poate, nu suntem așa. Nu, chiar suntem, exact cum a spus și Lucian. Deci, va fericit, vrem și noi. Deci, chiar vreau să mă felicit pentru că deja văd că au venit pavelele, faceți o ceva. Da, lucruri bune. De ce să nu recunosc? Și nu am recunoscut doar că ați spus un lucru bun, nu mă felicit. Poate am, nu am un străb grade, poate bă, dar ce te apuci? Păi, da, mă, dar dacă merit o zi. Ei, dacă nu meritați, acceptați și-o critica. Acceptați și lucrul ăsta. Ce să spune? Știți că nimeni nu-i deci eu am urmat. Știți treaba, știți, eu sunt convins. Nimeni nu-i pe deci nu avem pretenția că suntem. Și dacă a fost ceva care mi s-a rășat, am venit și m-am spus în particular, poate n-am țipat. Nu ții, pentru că sunt lucruri care ne greșim în lumea asta, sau nu poți să le iei toate în cap. Volumul de lucru în primărie este mare. Eu nu mi-aș asuma niciodată lucrul să lucrez în primărie. Deci cine își asumă, răspund. Așa e. Și aici aș putea și eu face o completare. Eu sunt consilier pe ei. Ce s-a întâmplat? De fiecare dată, când venea cu o propunere și un proiect care era în folosul comunității, eu nu eram împotrivă. Chiar cineva m-a acuzat că votam votul raport cu PSD-ul. Nu, domnule, votam pentru interesul cetățean, să facem ceva în comună, deci nu eram împotrivă, ce era bine. Bineînțeles, mă împotriveam că nu respecta niște treburi, nu ne informa la timp, nu venea cu hârtiri la timp. Eu am fost de acord cu orice. Ce v-am să l-am zis? Și el mai ușor e de a-mi ta cu deci. Haideți să trecem la următoarea problemă, asta o digerăm fiecare. Domnul Vice, vă rog frumos? Da. Două puncte. 31-32 avem corectarea de reciclare, iar în ceea ce privește corectarea de menajer, la ora 7:30 mașina intră în Pești, la ora 7:30 intră în Mănăstirea Cașa. Sunt cetățeni care mă sună, trimit poze că nu i s-a luat tomberonul. Dacă mașina la ora 7:30 trece în fața porții tale și tu nu l-ai scos, s-a trezit. Da, dar după aceea nu vii să arunci cu prioritate, mie nu mi l-a luat. Nu ți l-a luat că nu ți l-ai scos. Doamne, vici, puneți program că cu noi o scriți mare, frumos, toată lumea informată și apoi care se trezesc mai târziu. Din luna august, noi când am început să conectăm reciclabilul, cel puțin cu o săptămână înainte era afișat programul de colectare. Luna trecută, am fost ocupat, am omis să pun programul și l-am pus în dimineață. Nu mai justifică, să nu, ideea este că toate lăturile au fost în capul. Foarte, dar seama că vă dați seama că n-am, că nu ne-am anunțat la timp. Așa, bun, anunțăm 31, Urmăștiu, întâi, Părculeștiu și cu jumătate de mulțime până la Mucanu, pe 2, de la Mucanu până la Spitale. Noi ținem la tradițiile noastre. Am fost focolul sub metru, am fost la fiecare foc de pe, și de la Spitalul, și din Mănăstire, și de pe la Lucrești, și la Lucrești. Ne-a plăcut că am găsit acolo tineri care s-au distrat, am găsit acolo oameni, chiar la Lucrești am găsit o organizare exemplară, da? Chiar nu mi-a plăcut de oameni aia, s-au organizat bătăini acolo foarte mult. Da, ceea ce nu, ceea ce nu înțeleg... A fost colegi de clasă, Silvic, care lucrează. Ceea ce nu înțeleg, domnilor, dacă bem un pahar de vin, două, toți bem. Dom'le, ce avem cu gardurile? Și avem, am pus oglinzile alea în tine, trei. Nu urmează să mai tradiționăm, trei să mai punem și rupește și pe un loc. Dom'le, am luat oglinda de la moară, de la Demulescu, de la moară, de la Răculina lui Corzăr. Au spart-o și au aruncat o oglindină la Părintele Căciun. Dom'le, ce deranja oglinda aia? Șmoni? Prostie. Nu. Dom'le, înțelegem, bei un pahar. Nu poți să dea nimeni răspuns la întrebare. Nici măcar cel care a făcut. Nu poate. Nu poate, că nu
Dar vom asta, până la urmă, eu cred că nu se află. Până la urmă tot la flăm. Nu avem camera acolo în zonă, vreau să-mi văd. Este drept. Dar tot la flăm. La stație la Suseni, i-am descoperit, au venit părinții, au cumpărat materialele, stația este refăcută. Au dat bani, asta e. La mai mult. Dar nu este normal. Nu o scăpăm de asta. Vrem civilizație, vrem să credem, da, domnule, băi, nu este vizibilitate. Bun, vii și pui o oglindă. Și să sparge. Am pus bănci frumoase, s-au rupt de două ori, acum o să punem lemn, da, dacă nu ne-am plăcut cu scăunere individuale, să stea să fie frumos, o să punem lemn, că așa ne place nouă, să stea frumos. Da, și lemnul, nu vreau să-l pregătire. Deci, multe lucruri s-au făcut sau stricat. Da? Au tras, au rupt din gard. Nu o scăpăm de obiceiuri astea cu curând. Asta e tradițional românesc. Să te beți, să rupă glină. Nu, e. Așa, da, nu scăpăm. Nu scăpăm. Deci, mă bedam în coercitivi. Deci, și ca un oșet. O gât acolo în grează. Ce ține de reciclabil și de menajer, menajerul a scăzut cu aproape 100 de tone la momentul de față de anul trecut. Cantitate totală vorbesc. Da. Iar la reciclabil stăm cam pe locul 3 în Bacău, după Dofteala și suntem la nivelul Oituzului, care este dublu ca noi. Da, păi vorba și de populație. Da. Nu, deci chiar funcționează. Nu, vă spunem cu ce costuri, așa, dar funcționează. Omul a înțeles că trebuie să recicleze. Asta e un lucru foarte mare, că Mănăstirea a fost așa de pozitiv la toate astea. Păi da, dar mai simt că sunt în omadrat, avem un 7-8 ani. Ar trebui, încă nu-i selectiv. Da. Selectivitatea animală, avem un... Nu, problema este dacă ar veni operatorul licențiat să-mi ia carton, să-mi ia plastic, așa, el dacă mi-l ia la un loc, nu poți să-l impun eu cetățeanului, făm separat carton, făm separat plastic. Da. Deci o mașină la Băiatul, o mașină mai dusă, de ciment, adunați acolo, grămadă, cartoane, de la pom, toate s-a adus la sector. Da, am zis că îl pun în mașină și la duc eu. Adus la sector, dacă e așa în bun și vorbim de gândire. Am televizoare, am aparat de radio, am ce sunt costuri. Ei, dar acum am văzut lângă mine la moară, acum vecina din casa cu bărnii acolo și a făcut casa. Și a scos tot, i-a scos la parte. Ei, să vedeți mâine ce întindi, câinii sacii aia. Ea a plecat la Galațiul nostru, plecat, a scos sacii aia, a pus 10 sacii, spus de rafii, spus la poartă, unul lângă altul, și-a întâlnit proprietatea mea și proprietatea ei și-a zis, măi, păi, bine, toată, e evitat, toată, ce să faci un zi de n-am mai avut timp, doar acum când am ieșit, dar cum să ce îi trimite mâine pe cineva și le-ați văzut treaba. Aici e al nostru, și avem și o mâță. Domnul Păsăr, asta cu câinele, să știți că e real. Dar mă duc eu, dar chiar mă... Eu vreau să... Vă dau locația pe fața. Vis-a-vis iluminat în public. Așa. Nu se poate face nimic să mă rămâne noaptea între 1 și 5, așa pentru mine. De unde se poate? Dar reduc din becuri, rămâne un da și un nu. Deci există o soluție, domnul Vici, mă scuzați, există o soluție, dar inteligentă și nu știu dacă se poate reuși de aici. Deci se numește sferă de lumină. Deci dacă cineva intră în zona, s-a prind becurile în calea și în spatele lui. Dar eu am metodă... Este din cele două prieteni care le avem din afemeni. Știți că le avem. Da. Suntem în evaluare acum. Da, și... Să sperăm că va ieși partea aceea. Trebuie să așteptăm. Avem acum acele proiecte cu temporizator de... Da, este. Da. Este. Da. Știți care este problema? Problema este în felul următor, că s-a luat în cal jumătățirea numărului de becuri. Vine și ia numărul din față. Dar de ce mie și numărul lor? Dar tocmai mie ai venit să bei din poartă, să mă ieși becul și să cer să arăt. Tocmai să sâmbătă noapte, vine noapte, să circul după ora cu noapte. Da, întuneric pe asta. Dar n-am venit nici la mașină. Aveam senzația că e cineva în drum. Deci este sinistru, nu? Da, doamne, dormi, doamne. Nu, am avut un foc
roman. Și am spus că îți faceți la voi, de avea reprezent că a lucrat cineva drumul. Deci am luat și bineînțeles că nici pe acasă nu mai stă nimeni cu becurile aprinsii, dar trebuie să mă duc și pe Ioanul să fie partea asta. La termen aveți? Aveam becuri la mașină, dar mi-a fost rând și cu mașina, pe cuvântul meu. Acum nu știu, dar să nu crească infracționalitate. Nu, no, hai, că vine rău. Așa e, e fric și la hoți, nu? La câți căței liberi sunt împărăștiți? La toate astea n-am luat, nu suntem singuri care am luat de această decizie. Știți că sunt foarte mulți care au luat decizii din cauza prețului exagerat de ridicat al curentului electric. Problema e, așa cum de altfel spunea și domnul Roșu, dacă s-ar implementa mai repede acele proiecte, pentru că sunt comune care le-au deja. Noi abia le-am depus pe AFM. Aici suntem. La noi sunt două proiecte, pentru că nu ne-am încadrat, după cum știți, la 3 milioane. Și atunci, fiindcă am făcut un proiect pe sat Mănăstirea Cașin cu 1 milion și un proiect pe satele Lupești, Pârfulești și Scutaru, 1 milion. Deci noi, la momentul ăsta, vă puteți uita și singuri, pe AFM. Sunt două proiecte, dar nu, în diferiți, atenție, deci unul l-am încărcat în 2021 decembrie și unul l-am încărcat anul ăsta, că nu ne dă în același an două proiecte. Acum, nu s-a evaluat nici 2021. Se pare că sunt pe ultima 100 de metri. Am văzut, urmăresc în fiecare zi liniile de finanțare, am observat că foarte multe localități au primit clarificări. Noi nu am primit nimic. Și era o listă întreagă, fiecare localitate ce trebuie să depună, exact cum tot ne chinuim noi cu apa. Ei, spre norocul nostru, înseamnă că acolo stăm bine, nu avem nevoie de nicio clarificare de depus, că nu ne găsim în listă. Și când se va afișa lista cu cererile aprobate, atunci așteptăm de semnat contractul. Toate astea nu se produc nici așa cum mi-aș dori eu, nici așa cum am crede fiecare. Deci toate astea merg într-un ritm foarte încet, probabil și pe fondul problemelor pe care le au țările din toată Europa, nu numai România. Proiectele acestea merg destul de greu. Trebuie să recunosc că e destul de ciudat să stai așa spectator și să aștepți. Dar asta e situația. Eu sunt convinsă că în scurt timp vom avea foarte multă treabă în comun, în sensul. Ni s-a aprobat la Compania Națională de Investiții asfaltarea drumului Mori. Toată lumea o să zică de ce drumul Mori. V-am spus din start, drumul Mori am fost obligați să-l ducem mai departe pentru că am găsit contract semnat, inclusiv de lucrări la acel drum. Și am fost nevoiți să-i dăm drumul, să facem ceva pentru acel proiect. N-aveam finanțare când nu ne ajungeau banii comuni. Dar suntem cu hotărâre de guvern acolo, toți banii vin din Compania Națională de Investiții. Azi e joi, da? Azi deja proiectul nostru a trecut pe achiziții. După ce se va organiza licitația din nou, în primăvară vom intra la asfaltare. 2. Tot pe Compania Națională de Investiții avem o tărâre de guvern aprobată sala de sport de la Școala Generală numărul 2. Abia au terminat procedura de achiziție. În primăvară vom avea și construcția acelei săli de sport. Suntem cu cereri aprobate pe PNRR, vă puteți uita și singuri, pe Ministerul Fondurilor Europene. În primă fază suntem doar cu un singur proiect. Așteptăm că lista va fi actualizată, chiar așa au și spus, pe măsură ce evaluează toate cererile. Suntem cu planul urbanistic general în format digital, care este o necesitate pentru noi acum. Va fi foarte simplu de dat autorizații pe urmă.
nu a mai trebuit să se ducă nu știu unde, nu știu cum. Se va intra pe calculator, vor vedea limitele și vor putea da toate acele autorizații cu ușurință. Totul se ca și muncă, se intenționează, să zic așa, a se facilita cumva, dacă nu chiar greu pentru unii care nu au o îndemânare pe partea asta digitală, dar ne profesionalizăm. Și o să încercăm să fim și noi la înălțime. Asta cu planul urbanistic general, vreau să vă spun că sunt probleme la nivelul comunii și sunt convinsă că foarte mulți cetățeni așteaptă. Deoarece o bucățică de casă o au pe intravilan și curtea din spate o au unui stravilan. Deci, dacă ar vrea să se ducă să-și mai construiască omul anex acolo, nu poate. Și dacă vin și te stai 90 de zile, până când, dacă noi rezolvăm, pentru că asta facem de 2 ani de zile, cel puțin de când am venit aici, domnul apostru are obligația, ca sarcină de serviciu, de a identifica fiecare zonă în care cetățeanul nu poate construi, nu poate intra într-o legalitate. Noi le avem puse pe note și în momentul în care vom întocmi acest plan urbanistic general, vom veni tot, sună așa pompos și lumea de rând zice că ce-o fi însemnă și asta. Ei, asta înseamnă, de-aia am ținut să spun, venim în ajutorul cetățenilor de a intra în legalitate și, ca și pământul lor, să însemne ceva. Ne uităm la țara asta. O bucățică este intravilar și o altă parte, tot a lui proprietate, este extravilar. Deci nu are valoare pământului că le dai pe bucățele. Și atunci vom încerca să rezolvăm aceste probleme. Și următoarele două proiecte pe care noi le avem pe PNRR, acel cu reabilitarea sălii de sport de la școala generală Regina Maria de aici, da? Care îl așteptăm la fel de bun, de repede, să apară și ala. La anul să sperăm că ne putem apuca inclusiv de reabilitarea sălii de sport. Și vin acele stații inteligente la fel care le putem. Alea au o implementare de 36 de luni. Cam aici suntem cu investițiile. La femei așteptăm aprobarea iluminatului public din 2021. Da. Vreau să vă zic că suntem în perioada completării cedurilor astea pentru căldură. Și da. Am mai discutat cu mai multe persoane. Ar trebui să clarificăm situația sau legislația, o clarificăm. Titularul, cererii, deci beneficiarul, este proprietarul imobilului, succesorul proprietarului sau și beneficiarul contractului de închiriere sau contractului de comodat. De comodat. Poate să beneficieze de ajutorul de încălzire. Așa. Dar dacă tatălui decedat este proprietar în continuare și el stă în casa aceea, n-are cum să-și ia ajutorul de încălzire. Deci, noi nu modificăm legea domnului de la momentul ăsta. Noi acum respectăm legea. Noi acum respectăm legea. Scrie la lege că trebuie să dovedească printr-un act din registrul agricol care are nume de rol sau act de proprietate, că este proprietar acum, va beneficia de acel ajutor de încălzire. Dar sunt mai multe reguli acolo. Și cu pământ ați luat acea hârtie, că noi o dăm la fiecare cetățean care vine la noi în primărie. Am făcut chiar cu riscul de a consuma multă hârtie, îi dăm cererea, inclusiv cu hârtia în care scrie clar în ce condiții se încadrează și în ce condiții nu se încadrează. Citește acolo și știe clar. Mă încadrez sau nu mă încadrez? Chestiunea este că într-o gospodărie poate să fie și două familii care sunt gospodării separat? Nu înseamnă gospodărie separat. Am de proprietar. I-a făcut copilului un act pe bucățica lui,
care nume de rol, care act de proprietate. Eu am doi, nu e o problemă. Dar fiecare și-a pe bucățica lui. Da. I-a făcut comodat copilul sau poate fi și un străin să-i facă un act de comodat, să-i dea o cameră. Există acel act, nu este o problemă. Comodatul nu e obligatoriu notarial. Notarial? Nu discutăm altfel. Nu pot face. Păi cum altfel? Dar cine să-l facă? Păi așa îl face o cărmiță de lângă dumneavoastră. Am înțeles. Dar contractele comodat se făcea unui... Nu există nici notarial. Nu există așa ceva. Să ai cu valoare cu documentul. În 1900 toamnă. În 1920. Da. În 1900 toamnă. Nu, nu, am făcut sigur. Dar în mașină, cum ar fi? În ce calitate avea asta? Păi am mașina pe numele meu. Eu mi s-am făcut contract cu comodat. Asta e. Și l-am făcut în trimisiune. Fără notar. Mașina care este registrată a dumneavoastră este numele meu. Juridic nu este recunoscut. Fără notar, fără semnătură, da, deși are valoare. Am făcut și eu o listă de genul acesta ca mașina pe numele meu și da, la notar. Am înțeles. Este valabil și la ce să depinde unde folosești acest contract de comodat. Când vine și mi-a pus... Avem aici, 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 România. Da, dar nu i-am vrea să fie. S-au făcut cazurile de ei. Da, dar contractul ăla de întreținere, că acum văd că toți notarii fac contractul de întreținere. Contractul de întreținere în care bătrânii își rezervă dreptul de uzufruct viager, atunci poți să le faci documentele pentru încălzire. Când intră proprietatea, în proprietate intră de drept, la momentul semnării. La momentul semnării, așa, da. De drept, dar de fapt, după deces. Dar de fapt, după deces. După deces. Dar de drept, ești proprietatea lui, ești proprietatea lui. Dar bătrânii încă pot să restaureze. Să stăpânească gospodăria. Eu vreau să întreb problema cu fosele. Să vadă și... Deci, este facem o statistică la nivel național, nu se face nici la nivel de mănăstirea Crașii, nici la nivel de județul Bacău. Se face o statistică la nivel național în care se face... Este obligatorie în momentul în care dumneavoastră nu vă declarați fosă. Că se ia acolo, dacă este fosă betonată, dacă este fosă septică, dacă este... Și vine un control de la Garda de Mediu și îți găsește o fosă, ești pasibil de apel de 10.000. De-aia trebuie să-i informă pe oameni, nu știu. Deci domnule, se face, dar eu mi-am declarat fosă, dar după că am o fosă septică, care e problema. Nu ești obligat să ai contract de vidanjare. Poți să spui, ai contract de vidanjare? Nu. Problema. Nu asta e următorul pas. Da. Când vine controlul că ai fosă și te va întreba, bun, fosă ta de cât este? De 1 metru cub, 2 metri cub, 5 metri cub. Cât nu s-a umplut? Păi 8 de 10 ani. Este imposibil ca în 10 ani să nu, dacă este septică, să nu se umple. Ce ai făcut cu ea? Păi am vidanjat. Cu cine? Cu scăvânici. Dă hârtie la mână ca vinici și ți-a luat. De-aia am făcut și am vrut să fie public ca să vadă oameni, să vină să și le declare, pentru că în momentul în care vrei să racordezi la apă, păi nu-ți pentru că n-ai fost. Deci noi am primit această obligativitate, deci obligativitatea e la noi, să întocmim un registru de înregistrare a acestor fose. Nu punem pe nimeni la plată, văd așa o spaimă total, nimic. Doar îi înregistrăm că avem atâția proprietari care au fose. Asta e primul pas. Următorul o să-l vedem, cum o să vedem și multe altele. Posibil să... Posibil să ne permitem, dacă o să mai dureze cu canalizarea, posibil să ne permitem să cumpărăm din bani publici o mașină de vidanjare.
Ori da, 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 să ai contract cu Raja și... Păi și care e problema? Stai, nu-ți face pentru ce? Dar să te duci la stația temporare, dar nu ai contract cu Raja. Adică o soluție trebuie să gândească că nu vreau să-i asumi o soluție cu cei care... Așteptăm că ultimele evenimente sunt de genul. Știți că noi proiectul de canalizare l-avem pe... la Crau, da? Pe COIM 2014-2020, cu prelungire de a se finaliza în 2023. În acest moment s-au făcut foarte multe demersuri între Crau și Consiliul Județean și Ministerul Fondurilor Europene, prin care li s-a spus că niciodată nu vor reuși cei de la Crau să organizeze 40 de licitații. Drept dovadă că sunt 40 de primării la mâna Crapului, care tot așteptăm să organizeze licitații. Înțeleg că le s-au dat inclusiv posibilitatea de a mări valoarea contractului, că de aia nu se scriau foarte multe firme să facă acele contracte, că erau sub-evaluate. Ei, în momentul în care așteptăm acum decizia ADIP-ului, în momentul în care se va lua hotărâri prin ADIP ca societatea CRAB să ne dea la fiecare unitate administrativ-teritorială documentația de atribuire, să ne organizăm singuri achiziția de contract de execuție lucrări și atunci vom urmări, vom da la Ministerul Fondurilor Europene, ne vor trimite banii nou, noi la rândul nostru vom obliga, vom plăti constructorul, dar va fi mai ușor ca 40 de primării să-și facă documentațiile decât să facă o singură societate pentru 40 de primării. Deci așteptăm, demersurile sunt spre bine și să sperăm că va lua o formă frumoasă încât noi chiar să putem avea acces la canalizare. Aceste fose care, trebuie să recunoaștem, că vrem că nu vrem, sunt foarte mulți care le dau pe șansă. Haideți să nu ne ascundem după degete. Sunt foarte mulți care așteaptă să plouă și nu numai la noi. Și m-am dus și într-o comună alăturată sau mai departe, când mergeai pe drum și birosul te dădea jos. Normal că asta se întâmplă. Normal că asta se întâmplă. Ideea e să ajungem la acest serviciu. De a avea acces fiecare consumator de apă să aibă și canalizare. Asta e tot. Să sperăm că lucrurile vor intra. Altcineva? Am înțeles la televizor că până în 30 se plărăm forțele astea, așa-i? Până în 30 octombrie, cum cam până. La dumneavoastră, la noi, la primărie, sunt formulare în legislație, da. De nou, vorbea două pagina. Să spui și de mine, să văd ca să... O să vă dăm formulare. Să îi imaginezi. Să îi spun. Da. O echipă de la mine la școală, ne-am hotărât și am propit un proiect școală după școală. Pentru că primisem de la inspectorat o adresă prin care, dacă dorim anul acesta să avem școală după școală, va trebui să întocmim un proiect. Noi gândindu-ne că sunt copii care are necesitatea lucrul acesta, ne-am apucat să scriem un proiect. Da, bucuria noastră, vreau să spun și așa, că a și fost aprobat. Noi ne gândeam, am făcut doar pentru, zic, pentru prima dată, să vedem și noi cum se scrie un proiect, cum îl facem, și a și fost aprobat. Vreau să spun că este un proiect, nu știu, în județ, poate eu, nu știu dacă sunt două, trei proiecte aprobate de genul acesta. Problema în care mediul rural. Poftim? Mediul rural. Nu contează în ce mediu. Vreau să spun că în alte școli se desfășoară acest after school, cum se cheamă. Dar se desfășoară din banii părinților, din, și chiar nu știu pe ce, că și-au făcut cadrele didactice, nu știu ce e, ceva de genul. Noi, având în vedere că avem spațiul la școală și avem toate condițiile, ne-am gândit să facem acest proiect în cazul în care vom avea posibilitatea, până la sfârșitul anului, să
organizăm acest proiect școală după școală, un after school, să avem proiectul făcut, ca să nu fie din vina noastră că nu putem ține. Prin urmare, a fost aprobat. Vin cu rugămintea la dumneavoastră, la Consiliul Local, la primărie, să încercăm să susținem măcar un minim de 15 elevi care provin din cele mai defavorizate medii, să-i susținem pentru acest proiect. Ce presupune? Noi am făcut și un calcul, o sumă de 600 de lei pe lună pentru fiecare copil în parte. Deci, o să ia masa, o să desfășoare activități, vor fi activități în aer liber, vor face lecțiile cu cadre didactice în școală. Deci, e o sumă de 600 de lei pe lună. De copil. Pe lună, să vedem într-un an ce cheltuie de seama. Așa este, sunt, într-adevăr. Deci, mă gândeam... Deci, era normal să vă aprobe atâta timp când finanțarea venea din altă parte. Mă așteptam ca să vă aprobe proiectul cu o finanțare de undeva... Să vă dau și niște explicații. Deci, există un gen de finanțare. Practic, în momentul în care am început să scriem acest proiect, există o hotărâre care trebuia să fie în vigoare de la 2 ianuarie 2022, prin care elevii până la clasa a patra, care provin din medii dezavantajate, vor beneficia de un ticket pentru acest proiect școală după școală. Deci noi ne-am gândit și la varianta aceasta, în cazul în care se va pune în aplicare, noi să avem proiectul făcut. Vom încerca și varianta aceasta, mi-am pus acolo un număr mai mare de elevi, dar mă gândeam dacă din fondurile primării am putea susține un număr, 15 elevi sau 10 elevi măcar, și vom stabili aici în Consiliul Local care vor fi criteriile, adică ne vom orienta către niște copii care provin din cele mai dezavantajate medii și să fie susținuți în acest moment. Este o propunere. Poftim ce se susține cu ăștia 700 de lei? Mâncarea și... Mâncarea, plata cadrelor didactice, utilitățile și așa mai departe. Utilități și mâncare, dacă ai... Deci la 15 lei... Deci la 16 lei... Bun, 15 lei, poate sunteți mai puțin. Dacă există bani, cum mai... Doamne, deci, eu am venit propunerea dumneavoastră. Dacă se poate, dacă nu se poate, se poate. Doamna, noi nu avem cum să nu fim de acord. Dar doamna primar, discută cu cei care știu exact. Să vedem care în care poți să dai bani. Da. Există un dat. Problema nu este nicio bani. Prin redicționarea și modelul să noi să dăm acești bani, chiar să susținem Consiliul Local și primăria, să susțină niște copii. Foarte bine, atunci vezi, ia cadrul legal, vezi. Se găsește un cadru legal. Problema e dacă dispunem de momentul ăsta și poate să fie exercițiu. Și din asta 2%. 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 Și sunt dispuși să plătească. Și... Deci, la Onești, la centrul al omului, e 510 lei pe zi. De copil. De copil. 15 lei pe zi. Pe zi, de copil. E 9 lei mâncarea. Cum pregătești la grădinița 10. Eu transport mâncarea. E 3 lei transportul. Eu le fac transport. Și... Profesor, mă gândesc chiar 3 lei pe zi. Deci, eu ăștia profesor. Ministerul nu a făcut să stea la școală. Este un proiect și la școală.
este un nivel de școală. De la un nivel de școală. Scris pe baza unui legi, un ordonanță, un ceva. Pe ce bază se puteți voi? Da, de multe. Cine? Pe cadrul legal. Se poate face multe, deci nu. Da, da, da. Deci noi trebuie să ne simt fondul ca să desfășurăm acest program. Și oare cum așa? Cine are? Cine? De ce ați înțeles despre ce se poate? De ce am spus că avem într-un fel cadrul legal să putem desfășura acest proiect în școală? Eu vin cu rugămintea la Consiliul Local și Rămâne, dacă puteți să susțineți un număr minim de ele. Eu am spus 15, nu puteți 15, puteți 10. Sau dacă puteți să susțineți un număr cât de mare e pentru acest program. Deci nu se impune nimic, atât de bani dați să vă gândiți. Deci, cartele didactice așa. Fac, își propun acest proiect pentru a căpăta probabil credite. Când ați pornit la asta, e deja o chestie privată, cumva, after school. Primăria deja va ajuta în acest after school, prin energie electrică care o consumați după școală, prin folosirea a tuturor echipamentelor de la școală. Firesc. Deci, totul bani care este vor, firesc. Este firesc. Vor pleca către școală. La genul acesta de scos bani din primărie pentru copii, nu cred că există cadrul legal în acest moment. Sunt un gândit. Deci nu am venit activități cu școala pentru colectarea deșeului reciclabil la zbancă. Astea sunt și alte lucrurile. Sunt o groază din măsura să pot aduce bani la deci eu sunt aici în Consiliul Local și am adresat rugămintea Consiliului Local și primăriei. Dumneavoastră, vă gândiți și vedeți ce puteți să faceți. Și cu asta basta. Restul, ce mai putem face noi altfel, poate să facem. Da, este bine de știut că deci, era imposibil să nu vă spun așa ceva. Trebuia să vă anunț că există deci, așa ceva și avem posibilitatea. Acest proiect este excepțional. Sunt convinsă că mulți părinți își vor dori să aibă copiii lor în siguranță un prânz și ei să fie la servici, să aibă cineva să facă lecții cu el. Deci e foarte bine anunțat și sunt convinsă că sunt și părinți care vor putea plăti asta. Vă mai gândiți la sumele alea. Trebuie să vă uitați și la alte școli ce înseamnă. Și atunci, probabil că veți găsi foarte multă dacă nu vă aduceam la licență, nu știați de lucrurile acestea, așa că puteți să vă gândiți și să analizați. Sunt și acum, sunt și acum, slavă Domnului, dacă... Pe terea la grau, chiar și la sunt și acum o grămadă de activități extrașcolare. Eu vreau să spun că sunt cadre didactice care chiar fac aceste activități extrașcolare și eu spun foarte clar că nici nu beneficiază din niciun fel de sprijin în privința asta. Adică renunță și la punctaje și la toate. Ce fac? Doar din dragul de a face aceste activități. Și pot să vă nominalizez dacă aveți nevoie. Nu, 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 n